Slăvit să fie Domnul, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iisus le-a văzut credința. Vedeți, s-au citit frații Evanghelia de astăzi, din tot ce s-a întâmplat acolo, din faptul că acoperișul a fost spart, din faptul că era un om bolnav, aproape mort în fața Domnului Iisus, faptul că erau foarte mulți oameni în fața ușii, foarte multă mulțime, Iisus, din toate acestea, a văzut un singur lucru, a văzut credința oamenilor, credința celor patru. M-am gândit de când am citit prima dată, acum ani și ani, această Evanghelie, Domnul Iisus, oare ce vede la noi? Deci spune, credința este o încredere nezguduită în lucrurile care nu se văd. Deci, normal, credința nu se vede, nu se aude, nu se pipăie. Și iată, Domnul Iisus le-a văzut credința. Vorbeau frații despre oi, despre poarta oilor. În Evanghelia de la Ioan spune că în Ierusalim era o poartă numită poarta oilor și lângă această poartă era o scăldătoare numită scăldătoarea Betesda. Și acolo erau foarte mulți bolnavi care așteptau mișcarea apei. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a mers acolo și acolo a văzut un bolnav de 38 de ani, deci de foarte mult timp. Și pe acest bolnav l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Deci și un lucru curios, omul acesta nu spune că vreau să mă fac sănătos sau nu vreau. Omul acesta spune altceva, Doamne, n-am pe nimeni, sunt singur. Și este atât de trist când un om bolnav este singur, când nimeni nu-l mângâie și nimeni nu-l ajută. Iată că în Evanghelia de astăzi omul nu era singur, ci erau patru inși, patru prieteni, patru frați care îl duceau. Vedeți, este una din cântările noastre frumoase, fericită-i părtășia. Și ultima strofă spune, fericită părtășie, Doamne, să ne-o ție, am vrea, căci nu-i har nici mântuire și nici viață fără ea, cam așa ceva. Părtășia dintre frați. Eu cred că sunt binecuvântați acești oameni care duc pe alții la Domnul Iisus, care fac ca oamenii să se întâlnească cu Domnul Iisus. Întrebare care s-ar pune pentru fiecare dintre noi, Domnul, dacă ar privi la noi, la mine, la tine, la cel care cânți, la cel care vorbim, dacă privește la noi, câtă credință vede? Ce vede El la noi? Vedeți, poate ne vede că suntem îmbrăcați bine, că avem bani, că avem o mulțime de lucruri, dar oare câtă credință? Iisus le-a văzut credința și a zis omului, păcatele sunt iertate. Oare câte păcate s-au iertat de Dumnezeu pentru mine, pentru credința mea, pentru faptul că eu am putut să duc oameni la Hristos, am putut să fiu unul din acela care am ținut împreună cu frații, în părtășie și ascultare, făcând ca adunarea lui Dumnezeu să meargă frumos. Binecuvântăm pe Domnul pentru că suntem în adunare. Binecuvântăm pe Domnul că nu suntem în altă parte. Binecuvântăm pe Domnul, așa cum spune, când pământul e sus și cerul e jos, când frații sunt îngeri și îngerii sunt frați, când în adunarea noastră este prezența lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cuvânt și prin credința noastră multă, frumoasă în fața Lui. De aceea să stăm ca în fața lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul Domnului ca în fața Lui. Vedeți, facă Domnul ca ceea ce vrem să spunem și ceea ce au spus frații să intre la inima noastră. Facă Domnul ca în ciuda mulțimii, vedeți, spune acolo în Evanghelia din capitolul 2 de la Marcu, Evanghelia de astăzi, că erau mulți oameni care ascultau cuvântul. Mulți ascultau cuvântul, dar puțini se mântuiau. Puțini îl ascultau și puțini îl pricepeau. Foarte mulți deranjau. Vedeți, ca și la Zacheu, ca și în capitolul 18 de la Luca, când spune acolo despre orbul Bartimeu, erau mulți oameni care mergeau împreună cu Domnul Iisus. La un moment dat, Domnul spune, tot într-un asemenea caz, mulți îl îmbulzeau, dar puțin se mântuiau, puțin primeau putere. La puțin Domnul Iisus le-a spus, ridică-ți patul și du-te acasă, păcatele tale sunt iertate. Facă Domnul ca și noi din adunarea de astăzi să plecăm cu păcatele iertate, să plecăm sănătoși și bine. Vedeți, vom citi cu ajutorul Domnului din capitolul 9 de la Matei, începând cu versetul 9, spune, Iisus a mers mai departe. A văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, și i-a zis, vină după mine. Omul acesta s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși, și au șezut la masă împreună cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă, căci n-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Vedeți? Iisus a văzut un om stând la vamă. Iisus a văzut un om stând la vamă. Este una din poeziile noastre care îi spune: vine cineva adesea pe la via ta să se uite și să vadă cât rod ai în ea. Deci Domnul Iisus a venit la lucru unui om. Omul era la lucru, omul lucra. Și a venit Domnul Iisus, s-a uitat la el, la Matei, la vamișul acesta. Și l-a văzut cum strângea banii, și l-a văzut cum nota banii în catastiful lui, în caietul lui acolo. A văzut cum lucra și i-a spus: vină după mine. Vedeți, mi s-a întâmplat de foarte multe ori în lucrul meu să vină cineva să mă urmărească, fie aici, fie în țară. Și de multe ori mi-a fost rușine de felul cum lucram eu. Iată, Domnul Iisus a venit la acest om și l-a văzut cum lucra și i-a spus: vină după mine. Și spune Biblia că Matei a lăsat vama, a lăsat serviciul lui, a lăsat afacerea lui și a mers după Domnul Iisus. Frumos lucru este. Vedeți, Domnul Iisus vine și se uită la lucrul tău, se uită la familia ta, se uită la Biblia ta. Nu, mi-aduc aminte că mergeam cu trenul și, nu așa, pentru că drumul era lung, mi-a scos Biblia și citeam în ea. Și în fața mea era un domn, era un oarecare om. Și omul acela, la un moment dat, spune: știi, vreau să mă uit și eu în Biblia dumitale. Și a luat Biblia mea și a început să se uite în ea. Și, vedeți, omul acesta spune: Biblia aceasta este citită. Biblia aceasta se cunoaște că e cercetată, cum a spus sora poezia dinaintea mea. Vedeți, omul s-a uitat la Biblia mea și mi-a dat seama că Biblia era citită. Domnul Iisus vine să uite la Biblia ta, cum citești în ea. Domnul Iisus vine să uite în familia ta, să vadă cum trăiești cu soțul, cu soția, cu copiii. Domnul Iisus vine la lucrul tău, să vadă cum trăiești. Domnul Iisus vine în biserica ta, să vadă ce faci tu în biserică. Vedeți, nu citesc, dar este scris în capitolul 6 din Daniel. Spune că peste împărăția mezilor și a perșilor erau 120 de oameni care conduceau și peste aceștia 120 erau 3 și printre aceștia 3 era Daniel. Și spune că niște oameni răi s-au gândit ca să-l dea pe Daniel jos din funcția lui și au început să-i caute lucruri incorecte în viața lui, deci în serviciul lui, un serviciu foarte sus, foarte înalt. Și spune că nu i-au găsit, pentru că în el era un duh al Dumnezeilor celor prea înalți. Și a spus unul către altul: nu găsim nimic împotriva lui, decât în privința Dumnezeului lui. Și într-adevăr s-au dus la împărat și au spus împăratului: împărate, hai să dăm o lege, ca timp de o lună de zile, 30 de zile, oamenii să se închine numai către tine și nu la altcineva. Și s-a dat legea și în ciuda legii spune că Daniel se ruga în continuare, 3 ori pe zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Ce vreau să spun? Vedeți, Dumnezeu vine nu numai în adunare, nu numai în biserică, ci Dumnezeu vine și în lucrul tău, să vadă cum lucrezi, cât de cinstit și cât de corect ești și ce faci tu când ești tu singur cu lucrul tău, când nu ești cu frații, când nu ești cu adunare. Vedeți, Matei, acest om care era probabil un om păcătos, de fiecare dată când se spune vameș, înseamnă păcătos, un om care îi strângea banii pentru Imperiul Roman. Vameșii erau foarte urâți de către evrei. Și probabil că prin natura serviciului lor, ei puteau sustrage bani. Și chiar Matei acesta sau Zacheu, care era mai marele vamișilor, și-au făcut avere și bogăție. Nu? Și spune că la un asemenea om a venit Domnul Iisus. Și omul acesta, dintr-un vameș păcătos, s-a făcut un apostol, ucenic al Domnului Iisus. Deci, acest Matei a scris prima evanghelie. A scris cea mai lungă evanghelie. Cu creionul, zicem noi, sau cu mâna cu care el scria banii, ban după ban, și aduna, și făcea un total. Nu? Cu același creion și cu aceeași mână a început să scrie o Evanghelie, când l-a aflat pe Domnul Iisus. Și a început să scrie Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. Și această Evanghelie are 28 de capitole, cea mai lungă Evanghelie, și zic o Evanghelie foarte frumoasă. De aceea astăzi, deși voiam să citesc din mai multe locuri, voi citi numai din această Evanghelie. Și, vedeți, mai citesc, spune cuvântul Domnului în capitolul 21 din această Evanghelie, zice versetul 12: Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani
și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut în ea o peșteră de tâlhari. Vedeți, Domnul Iisus a mers în casa unui om, la serviciul unui om. Și Domnul Iisus de data asta merge în templul lui Dumnezeu. Vedeți, lucrul acesta scriu toate patru evanghelii, că Domnul a mers în templu, în ziua de florii când a intrat în Ierusalim. Dar în Evanghelia asta spune, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Deci era templul lui Dumnezeu, chiar dacă acolo erau probleme. Vedeți, Domnul spune, ați făcut din templul lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari. Și totuși Domnul a intrat acolo. Și ce a găsit acolo? Acolo ar fi trebuit să găsească credință, ar fi trebuit să găsească sfințenie, ar fi trebuit să găsească slujire, ar trebui să găsească prezența lui Dumnezeu. Și a găsit acolo peștele de tâlhari. În Evanghelia de la Ioan spune cuvântul Domnului că a făcut un ștreang din bice și a început să lovească în dreapta și în stânga. Vedeți, eu nu-l pot să-mi imaginez pe Domnul Iisus decât blând, cum s-a spus, păstorul cel bun, ușa oilor, om care ia mielul în brațe. Și iată-l pe Domnul Iisus cu biciul în mână, lovind pe cei care păcătuiau, în casa și în templul lui Dumnezeu. De aceea, fraților, să ne purtăm în casa lui Dumnezeu ca în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus spune în Apocalipsa, în prima parte, în primele versete despre scrisoarea celor șapte biserici din Apocalipsa, din Asia Mică, și acolo la fiecare evanghelie zice, știu, cu acest cuvânt încep scrisorile, știu, și spune, știu faptele tale, știu unde locuiești, știu necazul tău. Deci, fraților, Domnul știe tot, și păcatele tale, și necazul tău, și puțina ta putere. Cineva spune, bine, frații spun să ne ridicăm, să zburăm, frații spun să fim îngeri, să nu păcătuim, să fim curați, dar nu se poate, pentru că noi suntem firești și avem nevoie, cum s-a spus, de pocăință. Avem nevoie ca în fiecare zi și în fiecare seară, la sfârșitul fiecărei perioade din zi, să ne oprim și să vedem cât rod, cum cântăm noi cântarea, e timpul când să stăm și seama să ne dăm din tot ce am spus noi, ce am adus ca rod pentru Iisus. Cât am adus noi pentru Domnul Iisus? Cât muncim noi pentru El? Domnul spune, iată, a intrat în templul lui Dumnezeu. Și eu m-am gândit, vedeți, suntem în adunarea lui Dumnezeu. Prin rugăciunea de la început, Domnul a fost chemat și credem că este în mijlocul nostru. Dacă ar intra în mod vădit, deci în mod fizic, Domnul în adunarea noastră, ce ar vedea oare? Ar vedea că știm să cântăm, că avem instrumente, ar vedea că știm să vorbim, ar vedea o mulțime de lucruri, suntem îmbrăcați frumos, nu? Avem atâtea, dar oare ce ar vedea El? La cei patru spune, Iisus le-a văzut credința lor, credința care a fost mântuitoare. Spune Apostolul Iacov în capitolul 3 din epistola lui, în capitolul 2 zice, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea în faptele mele. Vedeți, acei patru oameni au făcut o faptă. Ce au făcut? Cărau un bolnav la Domnul Iisus. La Domnul Iisus. Oare tu, de când nu ai dus un bolnav la doctor? De când n-ai plătit o rețetă? De când n-ai dat un telefon la un om bolnav în țară? Am auzit că cineva e bolnav, poate mama ta, poate fratele tău, poate sora ta, poate tatăl tău e bolnav. Să-i dai un telefon să-l mângâi, să-l ajuți. Tată, mă rog pentru tine, mă rog pentru sănătatea ta. Iată, Domnul a venit la lucrul tău, Domnul a venit în biserica ta. În capitolul 19 de la Luca spune, Domnul a mers în casa lui Zacheu. Vedeți, o casă nepregătită oarecum. Domnul s-a auto-invitat în casa lui și a spus, azi trebuie să fiu în casa ta. Și Zacheu s-a prezentat bine, atât de bine încât Domnul Iisus i-a spus, mântuirea a intrat în casa ta, pentru că tu ești fiul lui Avraam. Oare casa noastră, biserica noastră, lucrul nostru, Biblia noastră, privite de Dumnezeu, cum se văd oare? Tot în Evanghelia de la Matei am zis că azi citesc numai de aici, deși gândul meu mi-a fost să citesc și din altă parte, mai citesc din capitolul 20, două versete, și spune, pe la ceasul al 11-lea a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Vedeți? Era ceasul la 11-lea. Noi lucrăm de la ora 8 dimineață la ora 5 după amiază, cu o oră pauză la prânz. Deci era ora 4 după masă, când spre sfârșit de fiecare de ne uităm, gata, într-un ceas plecăm acasă. Și Domnul a mers în piață, a mers la cei care așteptau la un depozit, cum așteaptă oamenii lucru.
Și pentru un ceas a luat oameni și le-a spus, voi de ce nu lucrați? Voi de ce stați toată ziua aici fără lucru? Și ei au spus oamenii sincer, știi, nu ne-a luat nimeni. Eram într-o dimineață, mergeam spre lucru și era un, așa zis, depozit sau cum se cheamă, unde sunt români care așteaptă la lucru. Și mă uitam la acești oameni, era ora 10-12 și erau foarte triști, foarte supărat. Stătuseră de dimineață degeaba acolo ca să ia cineva și nu i-a luat nimeni. Și iată, Biblia spune aici că niște oameni au stat toată ziua și oamenii au stat în continuare, poate că vine cineva. Și iată că a venit cineva și a întrebat, voi de ce stați? De ce nu lucrați? De ce nu faceți și voi ceva? Pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă. S-au dus oamenii și au rugat un ceas și Domnul i-a plătit pentru toată ziua. Domnul e bun. Vedeți, vin oamenii la pocăință la 60 de ani, la 70 de ani. Tâlharul după cruce s-a pocăit timp de 3 ceasuri și s-a mântuit. Vedeți, nu contează că vii de tânăr, contează că vii și te-ai întâlnit cu Domnul Iisus, că-i căpătat mântuirea și harul prin jertfa Lui, prin sângele Lui. De ce stați aici toată ziua fără lucru? Eu cred că și pe unii dintre noi, Domnul ne mai întreabă, tu de ce stai fără lucru? Nu e vorba că lucrezi undeva și ești, nu știu ce lucru lucrezi tu pe aici. Eu mă refer la lucrul Domnului. Tu de ce nu lucrezi nimic pentru Domnul? Ai mers cu cineva cu metrou, ai lucrat cu un român, nu? De câte ori ai lucrat în via Domnului, în lucrul Lui, ai făcut ceva pentru El, pentru Dumnezeu, ai dus un om la Hristos, ai apucat și tu de targa, ai apucat și tu de pătura cu care ai dus cel bolnav, îl duci tu către Domnul. De când n-ai dus? La câți dintre noi Domnul ar putea să spună, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Cred că la mie Domnul mi-a spus, de ce stai toată viața fără lucru? De ce stai toată noaptea fără lucru? De ce stai toată tinerețea fără lucru? De ce stai tot timpul fără lucru? Pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Eu cred că noi cei din oastea Domnului suntem tocmiți de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, prin legământul care l-am pus când ne-am făcut ostaș, nu? Ne-a tocmit în via Lui. Și El ne va întreba cât am lucrat în via Lui. Spune una din cântările noastre, cântarea 730, mă aștept să vin Iisuse cu lucrul isprăvit. Dar nu s-i susie gata, prea mult am zăbovit. Am fost ades prea lene și am amânat mereu și azi la ceasul serii nu-i gata lucrul meu. Domnul ne-a trimis, cred că în via Lui, dincolo de căsătorie, dincolo de case, dincolo de bani, dincolo de funcții sau avere, sau de profesii. Domnul vrea ca noi să lucrăm în via Lui. Și Domnul ne întreabă, voi de ce nu lucrați? Care-i problema? De ce nu vrei tu să lucrezi în via Domnului Iisus? Și eu cred că fiecare trebuie să lucrăm la nivelul nostru și să lucrăm în fiecare zi și în fiecare fel. Nu așa? M-am gândit, vedeți, Domnul Iisus spune, s-a uitat la lucrul Lui, s-a uitat la biserica Lui, Domnul Iisus s-a uitat la casa Lui, la Biblia Lui, Domnul Iisus s-a uitat la viața Lui și Domnul Iisus se uită la casa mea, în casa mea. Vedeți, e obicei în România ca românii ortodoxi să aibă într-un colț prerăsărit o candelă aprinsă, o icoană cu Domnul Iisus, cu Maica Domnului, un loc unde românul, de demult, părinții noștri, țăranii noștri care aveau puțină carte și care probabil că nici măcar nu aveau o Biblie, nu așa, mergeau și se închinau și se rugau lui Dumnezeu cuvintele lui. Se ruga lui Dumnezeu și după o carte, citind un psalm, citind o rugăciune, dar și cu cuvintele lui simple. Doamne, ajută-mă! Doamne, scapă-mă! Doamne, dă-mi un ajutor. Și eu cred că Domnul Iisus vine pe la casa ta să-ți vadă unde te rogi tu. Unde te rogi tu. Vedeți, noi avem în sfinții noștri sau fericiții noștri înaintași pe unul care se ruga foarte mult. Și acel care se ruga foarte mult nu e nici părintele Iosif, nici fratele Traian, e fratele Marini. Se spune despre el că avea chiar în covorul lui un loc unde se vedeau genunchii și un loc unde curgeau lacrimile. Un om care se ruga foarte mult. Dacă Domnul Iisus ar veni în casa ta, și te-ar întreba, unde e locul unde te rogi tu? În apartamentul tău, în locul unde stai chiar în Italia aici, sau în România, sau unde ești, unde e locul unde te rogi tu? Ai tu un loc al tău unde te rogi, unde spui lui Dumnezeu, unde stai cu Biblia în mână, unde stai în fața lui Dumnezeu, cu viața ta deschisă? Vedeți, spuneam la început, Domnul a privit la niște oameni și nu s-a uitat nici cât sunt de frumoși și nici cum sunt îmbrăcați, și le-a văzut credința. Domnul privind la noi ne vede așa cum suntem fiecare dintre noi. Cum suntem fiecare dintre noi. Vine cineva adesea pe la via ta să se uite și să vadă cât rod ai în ea. Că până la urmă contează rodul care îl aduci în ogorul Domnului Iisus. Facă Domnul ca ceea ce au spus frații, ceea ce am vrut să spunem noi,
să fie intrat în inima noastră și să aducă rod însutit. Slăvit să fie Domnul!